După afișarea primelor rezultate obținute în urma examenului de bacalaureat, la nivelul județului Călăraș au fost înregistrate 626 de contestații. Dintre acestea, 231 de contestații au vizat lucrări la proba scrisă de limba și literatura română, în timp ce la proba obligatorie a profilului s-au înregistrat 226 de contestații. La proba la alegerea profilului și a specializării au fost depuse 169 de contestații. Soluționarea lucrărilor contestate va avea loc în perioada 1-4 iulie, rezultatele finale urmând să fie făcute publice duminică 5 iulie.